Foarte multe la ea de atunci. A primit o vopsea nouă, tot în culoarea OM. Elemente negre lucios peste tot, faruri, de toate. De toate a primit mașina asta. Nici nu mai știu vorba aia cum te întreabă lumea câți bani ai băgat bani în ea. Bă, o groază de bani. Și azi trecem prin toate modificările pe care le-am adus în ultimii ani. Modificări care, bana mea, nu m-am gândit de la bun început că o să le fac. Dar care au venit în timp. Și, na, sper să nu ratez din ele, dar o să trecem prin majoritatea, ca să vedeți și voi cum arată părerea mea și a multora cel mai frumos Logan din România. Și nu o zic cu, cum să zic, cu aroganță sau ceva de genul, o zic cu mândrie, pana mea, că uite-te la ea cum arată. Hai că vin spre voi și trecem mai departe. Și băi, cel mai mult ce m-a oftic la review-ul ăsta e că mi-am uitat la valiera acasă, n-am niciun microfon, nimic, filmăm cu telefonul, cu iPhone-ul și m-am uitat acum la intro, da, se aude vântul, o să se audă și acum, dar o să țin telefonul în mână să mă auziți mai bine. Și îl fac acum cât mai repede că vine ploaia, vorba aia, vine ploaia și nu știu când o să mai apucăm să filmăm așa ceva pentru că vine și frigul. Așa că hai să-i dăm bătaie și începem cu partea din fața mașinii, care, băi, nici nu știu de unde să încep, de fapt. Că e schimbată toată mașina. O să zic și minusuri și plusuri. Dar plusuri sunt o grămadă. Culoarea, v-am zis, e aceeași culoare a mașinii, dar parcă diferă foarte puțin. Na, nu s-o fi nimerit nuanța perfect, dar mie îmi place foarte mult cum arată. Cu toate accentele astea, negru, lucios pe ea. Absolut totul, mai puțin... O să vă zic ce nu mai e negru lucios, ce mai urmează și chestii de genul. Să începem cu botul propriu zis. De jos în sus, lipul. Un lip de Astra H din plastic. Vrem să căutăm unul original din cauciuc. A început să mai sară vopseaua după el. Sunt la al treilea lip de genul pentru că le cam sparg. Proiectoarele pe LED. Proiectoare LED OM, adică sunt normale. Partea aia negru lucios. Grila aia a rămas nevopsită pentru că nu prea e ce să vopsești la ea. Numărul de matriculare are dungă, băi, are dungă și suporti slim. Farurile le-am făcut eu, ghișce. Farurile sunt făcute de mine, Big Xenon, cu interioare vopsite negru, cu ornamente frumos, US Style aveam și pe vremea aia, am lăsat chestia aia cromată acolo pentru că mi se pare că dă bine. Sigla, ghișce, sigla e vopsită în culoarea mașinii și scrisul e negru. Și pe spate o să vedeți că e invers. Și grila asta e vopsită, negru lucios, pe calea asta e cer... Mii de mulțumiri lui Dan, care mi-a vopsit mașina, dacă te uiți la video ăsta, îți mulțumesc din nou. Și în sus, ghiși ce? Și mai multe elemente vopsite negru lucios. Până și diuza asta e vopsită negru lucios. Brațele la ștergător, negru lucios. Astea, ghiși ce? Am uitat de ele, n-au fost vopsite negru lucios, dar urmează și ele. Oglinzile, până și oglinzile sunt negru lucios cu culoarea mașinii. Pe lateral am pus semnalizările astea dinamice, doar pentru că sunt negru și ele, nu prea mă umor cu faptul că sunt dinamice.
Roțile, v-am zis, sunt tot alea, doar că acum arată într-o stare extraordinar de jalnică. Trebuie recondiționate din nou. Nu o să intru în subiectul ăsta, dar tot ce pot să zic e, na, mersi, Expert Wheels, cele mai bune roți. Țintele și ele trebuie schimbate. Hai să o luăm cu laterala asta, unde o să urmeze niște praguri, mai mult ca sigur. Trebuie făcute niște praguri, totul revopsit și aici. Stâlpii ăștia, ghișce, negru lucios, da? Hai să vă arăt. Na, nu o să se vadă pe filmare, dar nu-i colan, băi, e vopsea. E vopsit negru lucios. Încuietorile au rămas cromate, pentru că nu prea e ce să le faci la încuietori. Ești obligat să le lași cromate. Geamurile, dacă se vede, au folie pe ele, toate, mai puțin parbrezul, 50% așa de bun gust. Roțile pe spate și ele au fitment dacă am lovesc în aripi. Trebuie să facem niște opritoare, se vede și că e aripa îndoită, o să trebuiască refăcute aripile. Bara pe spate a primit un difuzor OM. Îi mulțumesc fratelui meu Augustin pentru tot ajutorul oricum la toată mașina. Difuzor OM, găsit de el, cumpărat de el, făcut cadou mie. Numărul pe spate tot așa cu suport slim. Tipsul momentan are un tips pentru că avem și o tobă sport, dar am dat-o jos pe perioada asta. Ornamentul ăsta care era cromat, ghișce, a fost băgat în clorură ferică, dat jos tot cromul și revopsit și el în culoarea mașinii. Arată mult mai clean, mult mai frumos așa. Elementele astea vopsite și ele negru lucios, toate scrisurile, mai puțin. A fost și ăsta negru lucios, dar ghișce, s-a luat vopseaua de pe el, așa că a rămas așa. Și sigla e neagră lucios cu culoarea mașinii, băi, scrisul în culoarea mașinii. Eleronul pe spate OM. Eleron OM și el. A picat foarte bine și e din plastic, nu e din, cum îi zice, din fibră, ca așa sunt astea OEM făcute de Dacia special. Jantele și pe partea asta, culmea că pe partea asta arată mai bine decât pe partea cealaltă. Cam atât de joasă e mașina în secunda asta, e undeva la maxim jos. Stă pe roți. Cam aceeași situație ca ultima dată. Da, cam asta e mașina overall la exterior. Ce pot să mai zic, plafonul și el vopsit. Vopsit, nu colantat. Antena anulată. Băi, n-am avut absolut nicio problemă acolo unde am anulat antena. Unii zic că ruginește, că se vede kitul, că nu știu ce. Nu, de-abia a avut un gram de kit acolo. A fost sudată gaura aia, umplută cu sudură. Mânere revopsite, tot. Cam asta e mașina la exterior. Acum, hai să intrăm și în interior, nu? Ce poți să mai zic la exterior? Jantele au valve ascunse. Și să vă arăt, să începem cu portbagaj, nu? Nu-i mare lucru de arătat în portbagaj. Momentan am un subwoofer foarte mic. Am unul mult mai mare de obicei. Am niște STP acolo, vreau să-l mai lipesc eu pe aici, pe acolo. Am zis că lipesc înainte să filmez, dar vine ploaia aia și n-am mai lipit nimica. Ce a mai apărut aici? O butelie de... Ne-am prost de nos. GPL. E mizerie. Ce să mai arăt? Mochetă. Am pus mochetă pe aici, pe acolo, pe capacul ăsta. Urmează să mai pun mochetă și pe aici și prin interior. Să face mai frumos decât e normal, nu? Sub capotă. Bă, sub capotă chiar n-am ce să vă arăt. Da, hai să o ridicăm. Și pe aia. Chiar n-am ce să vă arăt aici. Ce să vă arăt sub capot? Praf? Trebuie să-i pun și aici niște STP. Dar în rest n-am ce să vă arăt. E stoc, absolut totul stoc. Că suntem în căutare de un 1.8 turbo, ceva ca lumea. Ce să vă arăt astea de la faruri, atâta. Tot ce pot să mă gândesc e că e prăfuit, dar e curat. Băi, gen, nu e ulei pe motor, chestii de genul 1.4 ăsta tank, ultra fiabil. Totul merge perfect pe aici, aer condiționat, tot. Totul bine și frumos. Hai să trecem la interior. De unde să o luăm? Din față sau din spate? Hai să o luăm din spate. În spate, ce pot să vă arăt? Fețele de uși sunt cam stoc, au doar niște trimuri vopsite în albastru și mânerele. Banchetă de Passat CC. De fapt, tot interiorul e de Passat CC. Aici ar trebui să nu prea mai merg în cinematic, să schimb pe camera normală. Titi, copilotul meu, stă de ani de zile în mașină, băi. Dinainte să înceapă modificările grave. Îmi place că avem și cotieră, cotiera de CC, cu cap holdere care, ghișce, sunt acolo, sunt întregi. Cotiera se poate ridica, ăsta se deschide. Îl vezi pe Titi, ce e în spatele lui. Centuri,
la categoria centuri. Mulțumesc BRZ Garage, lui domnul Cristi Buruz. Superbe, i-au ieșit superb centurile. Superb și pe cealaltă mașină în centuri făcute la el. Plafonul, plafonul ghiciți ce? Plafonul este doar vopsit cu vopsea la pistol neagră, dar a ieșit foarte, foarte bine. Avem o a doua plafonieră aici cu 3 LED-uri și în față la fel, 3 LED-uri ambele. Și în spate ce să se mai vadă ele? Ro, nu? Și cam atâta. Interiorul de Passat CC. Dacă stăm să vorbim de modificări la interior, cum l-am pus pe mașină ca banchetă, jos ghișce, stă pe o banchetă originală de Logan, pe care am tăiat tot prin două și am pus-o pe asta deasupra. Vezi, e puțin murdărică, da, e bancheta de Logan. Și spatele e prins direct, direct de, de caroseria mașinii, e spatele prins. Cu șuruburi din interior, cam atâta, nu-i mare șmecherie și tehnologie. În față, aceleași centuri superbe, mulțumim lui domnul Cristi Buruz. Trimurile albastre, boxe alpine. Ia uite cum arată centurile astea, bă, băiatule. Și alcantara asta, băi, am prins interiorul ăsta la pomană, mă, la 600 de lei. Piele cu alcantara încălzite, electrice. Trebuie să le facem încălzirea să meargă. Cred că aici vom apela la CSL Garage, că e cel mai bun în domeniu. Covorașele sunt momentan niște covorașe stocs așa de toată ziulica, știi? Dar avem și unele mai drăguțe. Pe față, cum am zis, boxele astea alpine cu tweetere. Și hai să mă arunc și eu înăuntru, dacă am loc, să vă arăt ce-i pe aici. Astea de Audi TT, guri de ventilație de Audi TT, trebuie să tai puțin din spatele lor și intră perfect. Stâlpii vopsiți și ei negru. Ăla e microfonul de la Bluetooth-ul, ăsta e mic. Un casetofon simplu alpine. O roată de volum, o roată de mașinii, doar că dacă am luat vopseaua de pe ea, s-a luat cromul și a rămas așa culoarea cuprului. Toate luminile interioare, toate beculețele au fost schimbate de Gabi Iftime, superbe, arată foarte bine. Nuca la schimbător îmbrăcată și în altă piele, cu manșonul și volanul. Volanul sport de Dacia, pe ăsta l-aveam și pe vremea aia, dar acum a fost retapițat și are cusătură albastră și cu dungă albastră sus, făcut de Cavele, de Andrei Cavele, foarte drăguț și ăsta. O cotieră originală de Dacia, aici încă n-am umblat prea mult, adică n-am pus calul ăla de lagună acum pe majoritatea oamenilor. Pe mijloc, na, v-am arătat lumini tot, asta e telecomanda de la perne. Sus, suportul de ochelari, toate astea vopsite negru. Asta din nou, nu mai pot de centuri, vi le arăt în continuu. Aici jos, butonul magic. Goarna de camion, cine nu mai știe. Cine nu-și mai aduce aminte de ea. Ceasul de la perne. Aici știi cum e, e throwback. E cam tot ce era și acum... Nu știu câți ani, dar ce ai tot. De unde? Că s-o groază de chestii modificate. S-o groază de chestii în plus la interiorul ăsta. Îți dai seama și aici mai sunt chestii de făcut, dar eu sunt foarte mulțumit de cum a ieșit mașina și de cum arată în secunda asta. E așa, clean, clasic, fără modificări prea mari, fără piele pe uși, fără chestii de genul, fără luminițe, fără OZN-uri. E o mașină clean, pe care încerc să o aduc într-o stare cât mai bună, să o țin cât mai mult timp, pentru că e prima mea mașină, mașina mea de suflet, pe care nu o să o dau niciodată, doar o să mai adaug la colecție. Dar e o mașină pe care chiar nu pot să o dau. Nu acum, sunt prea atașat de ea. E prea frumoasă, fiabilă, nu știu cum să explic. E o mașină superbă. Și da, a fost cumva pe repede înainte, dar asta a fost prezentarea completă a mașinii mele. A modificărilor mai mult, ca așa în rest ce să vă prezint? Logan, un Logan stock care are geamuri electrice, două airbag-uri, proiectoare și cam atâta. Cam asta a fost de spus. B91 MH. Salutați-mă în trafic, vorba aia. Păi eu sper că v-a plăcut videoclipul ăsta făcut așa în fugă. De, scuzați vântul, a fost deranjant vântul, tot videoclipul.
Da. Sper că v-a plăcut. L-am făcut puțin în fugă. Regret că n-am avut la valiera la mine, dar sper că vă place. Sper că ați aflat mai multe, că știu că mai existau și curioși sau oameni care pur și simplu vor să vadă o mașină făcută, o mașină românească modificată. Sper că v-a plăcut videoclipul meu. Eu sper să mai fac videoclipuri de genul cu tovarășii mei, că mai avem o flotă de Loganuri mișto care trebuie și alea prezentate. Sunt Ștefan și până la următorul video nu uitați să dați un like, un share și neapărat un subscribe. Pa!